Suzana Iovanovici Șanta, coordonatorul grupului de lucru pentru reforma educației la chimie, spune că reforma este necesară practic în toate școlile, de la cea generală până la liceuri și școlile de specialitate. În școlile generale există o problemă, și anume, copiilor nu le place această materie, considerând-o foarte abstractă și de neînțeles. Reforma educației în domeniul chimiei în școlile generale va presupune introducerea orelor de chimie din clasa a șasea și deci introducerea pas cu pas a elevilor în această știință, foarte importantă în viața fiecărui om. Profesor Renata Petrovici Besu, membru al Asociației Chimiștilor din Serbia, spune că unele obiecte din școli necesită anumite cunoștințe din domeniul chimiei, dar din păcate de multe ori se întâmplă că ele lipsesc sau sunt foarte limitate. Problema este că scade calitatea predării chimiei, rezultatele scad, deci elevii obțin rezultate tot mai mici, ce se poate vedea prin punctajul obținut la examenul de finalizare. Se întâmplă că multe subiecte nu sunt înțelese foarte bine sau se înțeleg greșit din partea elevilor. Multe domenii din chimie sunt insuficient explicate, tot din cauza numărului de ore. Cei doi interlocutori afirmă că fondul orelor de chimie în școli este în continuă scădere, iar chimia trebuie să ofere elevilor cunoștințele necesare pentru o viață mai sănătoasă în lumea modernă și continuarea școlarizărilor.